Beneficiarii venitului minim garantat au venit după alimente în procent de 56,2%. La polul opus se află șomerii care și în acest an se lasă așteptați. Dintre cei aproape 3.000 de gălățeni fără un loc de muncă, doar 445 au fost până acum interesați de acest ajutor alimentar, adică 15,3%. Vă reamintim că distribuția alimentelor Uniunii Europene pentru persoane nefavorizate va avea loc în fiecare săptămână de luni până vineri între orele 8 și 14.